Salutare, prieteni, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să vorbim despre ambrozie, cât de periculoasă este pentru noi și pentru animale. Ambrozia, prieteni, este o buriană care crește peste tot la noi în țară și este adusă cu mulți, mulți ani în urmă printre cereale, când s-au adus cereale. Ea este de origine din America de Sud și acolo a apărut tot din cauza cerealelor sau din cereale, cum ar veni mai bine spus. Ambrozia este o plantă foarte periculoasă și pentru noi, oamenii, și pentru animale. În perioada când ea înflorește, ea crește extrem de mare, de înaltă, poate să ajungă și până la un metru, poate și mai mare, ea crește foarte mare și în perioada când ea înflorește, face niște flori foarte frumoase și în perioada când ea înflorește, atunci este cel mai periculoasă pentru că florile ei sunt ca un puf și cum se duce prin vânt și le care vântul, se pot duce dintr-o parte în alta foarte simplu și foarte ușor și fiind o buriană, ea se înmulțește și crește și se dezvoltă foarte repede, ca și alte buriene, cum ar veni. Și este extrem de periculoasă, pentru că ea, sămânța ei poate să steie în pământ până la 4-5 ani și după aia ea să iese afară sămânța, practic, să se dezvolte planta. Deci este extrem de periculoasă pe faptul că florile ei poate să ne provoacă multe alergii, chiar și astm bronșic. Și în perioada când ele înfloresc, atunci toți mai mulți oameni au alergii. Poate să ai alergii la ochi, la căile respiratorii, poate să-ți afecteze până și căile respiratorii de la polenul ei. Este foarte periculoasă, la fel și pentru animale, este extrem de periculoasă și de nocivă în același timp. Aici avem o plantă micuță, am lăsat câteva fire în grădină ca să vi le arăt și vouă. Este o plantă, dacă ne-a știut, prieteni, este o plantă interzisă la noi în România, deci nu avem voie să ținem la noi în grădină asemenea plantă, absolut deloc nu avem voie, este strict interzisă în România, ca și în toată Europa. Deci, atenție, este o plantă foarte periculoasă. Nu avem voie să o ținem în România în grădini, nici afară în fața cășii, nici pe câmpuri în plantații de trifoi, în trifoi, de exemplu, iar îi place mult să steie, nu avem voie niciunde să o lăsăm. Deci dacă o vedem o plantă undeva, cel mai simplu ar fi să o smulgem sau să punem ceva îngrășământ, ceva ca să, chimicale ca să o distrugă. Nu avem voie să o ținem la noi în curte, în grădină, nu avem voie deloc, este interzisă. Și mai ales când ea crește extrem de mare, este foarte periculoasă pentru noi oamenii, la fel de periculoasă este și pentru animale. Pentru că noi dacă avem, ne provoacă multe alergii din cauza ei și mulți oameni sunt sensibili și când vine perioada de înflorire a plantei, atunci sunt extrem de multe alergii și poate să fie foarte periculoasă pentru noi oamenii, la fel și pentru animale, este extrem de periculoasă și se dau foarte mari amenzi dacă ținem așa asemenea plantă la noi în curte sau în fața casei sau pe câmp undeva. Se dau amenzi, prima oară vine și îți dă avertisment și după aia poate să-ți dea amenzi, deci trebuie să avem mare grijă cu această plantă de ambrozie pentru că este strict interzisă la noi în România, a fost o perioadă interzisă și când a fost pe vremea lui Ceaușescu a fost interzisă, după aia când a picat comunistul mulți ani și mulți ani de zile nu a mai fost interzisă planta, nu s-a mai spus nimic de ea. După aia încoace, acum de câțiva ani, iar a început să fie planta interzisă, deci nu mai avem voie să o mai ținem în curte, în casă, nu mai avem voie asemenea plantă. Deci s-a dat o lege unde, dacă căutați pe internet, o să găsiți legea unde este interzisă și este foarte periculoasă și se pot lua amenzi mari. Acum este sezonul, după cum vedeți, ea este mică, dar peste o lună de zile, o lună și un pic, ea o să fie destul de mare, deci în august-septembrie atunci ea practic înflorește și atunci este foarte, foarte, foarte periculoasă și dacă noi o lăsăm ca ea să ajungă la maturitate să înflorească,
florile ei fiind din puf și acolo în puf, acel puf îți semințele de la floare, cum bate vântul, le duce peste tot și atunci următorul an o să avem și mai multe plante și este foarte greu de scăpat de ele, este extrem de greu. Mai se găsesc unde sunt ruine, dărâmături, mai nou se găsește această plantă și în orașe, deși în orașe se mai găsește plante, această plantă și trebuie să aveți grijă că dacă la noi în zona blocului sau undeva la noi în zonă există asemenea plante, trebuie să sesizăm autoritățile ca să iei măsuri în această privință. Deci trebuie să sesizăm autoritățile. Dacă nu se face nimic, putem noi să facem sau putem să facem reclamații sau mai multe chestii. Deci nu fiți indiferenți dacă vedeți această plantă, se mai numește și planta de dărâmături, pentru că ea stă în locuri părăsite și abandonate. După cum vedeți, ea este extrem de micuță, dar are o rădăcină foarte mare și am lăsat câteva aici în grădină ca să vă arăt și vouă cum arată exact această plantă, pentru că am ținut-o un pic așa și vedeți că ea s-a vestăjit, dar dacă noi o aruncăm, ea există riscul ca să se prindă și trebuie să avem mare grijă. Deci nu fiți oameni buni, indiferenți dacă vedeți undeva la voi în grădină, în curte, dacă vedeți undeva pe stradă, la voi în apropierea blocului, dacă nu sesizați autoritățile că este ambrozie și că este destul de periculoasă, pentru că asta nu contează în ce parte a țării ne aflăm sau unde ne aflăm, această plantă este interzisă oriunde în România. La noi aici a fost o problemă anul trecut pentru că au fost destul de multe plante și s-au lăsat mai mari să crească aici la un teren de lângă noi și până și primarul de aici a venit și a sesizat proprietarul ca să taie plantele, deci este foarte periculoasă. Dacă nu luați măsuri, să știți că poate să vină autoritățile să vă dea amenzi, vă dă avertisment și după aia vă dă amenzi, depinde de autorități în parte, deci este o plantă foarte periculoasă, prieteni. Nu fiți indiferenți dacă o vedeți la voi în grădină, undeva sau în curte sau în preajma cășii dumneavoastră, smulgeți-o și aruncați-o, nu o lăsați să se înmulțească. Haideți acum să vă arăt și o plantă în pământ aici, că am lăsat la noi câteva, o să le smulg și pe ele după ce o să filmez acest videoclip. Nu vreau să le las, prieteni, ca să crească mari, ca să vă arăt și vouă o poze cu planta. O să pun aici undeva o poză, o să caut o poză de pe internet să scot, ca să vedeți și voi cum arată ambrozia înflorită. O să vedeți aici așa undeva. Nu o să las la mine în curte și în grădină ca să crească așa ceva, ca să ajungă la maturitate să facă multe flori, pentru că atunci este și mai periculos la anul, pentru că o să fie și mai multe plante și mai multe probleme. Și așa că eu am lăsat doar un pic ca să le vedeți și voi cum arată și după aia o să le smulg, nu o să le las, pentru că tot mă chinui cu ele să scap de ele și din păcate nu am acel noroc ca să scap de ele, dar sper că în timp să pot să scap de ele. Oricum nu le las să crească mari și aveți grijă, prieteni, este periculoasă și pentru noi, pentru alergii și așa de multe alergii poate să-ți provoace, încât îți lăcrimează ochii, încât poți să faci astfel roșii de la ele, nu mai poți să respiri și o să aveți așa respirație din aia grea și cu zgomot de la ea când o să înceapă să florească. De aia zic că aveți grijă dacă vedeți în jur, smulgeți-le, distrugeți-le, nu le lăsați să crească, să ajungă plantele să fie mari, pentru că o să fie o mare problemă pentru noi și pentru animalele noastre, pentru că dacă este pentru noi nociv, este și pentru animalele noastre. Animalele fiind de tot felul, nu contează ce animale, căței, că-s pisici, că-s vaci, că-s porci, că-s oi, că-s capre, indiferent ce animale, și pe toate animalele le poate afecta. Haideți să vedem acum și planta din pământ, că am lăsat aici câteva să le vedeți și voi. Vedeți, prieteni, aici în spate la noi unde este compostul, că aici este compostul nostru, aici ne-au crescut nouă plantele de ambrozie și le-am lăsat ca să le vedeți și voi. Vedeți, sunt extrem de mici unele sunt mai mărișoare, le vedeți, așa arată. Vedeți cum arată, sunt foarte, foarte ușor de recunoscut. Acum ele încă sunt mici, sunt nocive, dar ele cum cresc, cum o să fie tot mai periculoase. Dacă aveți asemenea plante prin zonă și v-ați întrebat sau ați avut probleme cu alergiile, voi sau animalele dumneavoastră, să știți că
Plantele de ambrozie sunt acești factori care vă provoacă vouă alergii. Sunt plante foarte periculoase, foarte nocive și nu au ce căuta la noi în preajma noastră sau pe câmpuri sau în păduri, deci unde vedeți, prieteni dragi, asemenea plante, distrugeți-le, scoateți-le din pământ, rupeți-le, cel mai bine ar fi scoase din pământ sau pus ceva la ele ca să nu mai crească, pentru că fiind burian o să crească extrem de repede și să înmulțească extrem de ușor, ele poate să crească și mai înalte de atâta, ele se fac extrem de mari și cum ele cresc, o să dezvolte ramuri și frunze tot mai mari și o să fie planta practic tot mai mare și tot mai multe flori o să aibă pe ele și o să fie extrem de periculos. Eu am văzut că am aici câteva și am zis să vi le filmez, să vă arăt și vouă, pentru că este periculoasă și să știți că, dacă nu mă credeți, căutați pe internet că chiar este interzisă în Europa și la noi în România și o să se dau amenzi. Mai un pic o să vină sezonul când el o să înflorească și atunci o să se dea amenzi și se pot face și plângeri dacă vedeți la cineva care are multe în curte, în grădină undeva și nu le taie sau ceva, se pot face plângeri la primărie și la autorități și atunci se iau măsuri și la fel se poate face și alții la voi dacă aveți în grădină sau în curte asemenea plantă. De aia zic, uitați aici câtă rădăcină are și acum o să crească, cum o să formeze și mai multă rădăcină și o plantă din aceasta când înflorește o să facă extrem de multe, de multe, de multe flori și o să fie tot mai periculoasă pentru noi. De aia zic, dacă o vedeți deja în stadiul acesta, scoateți-o, prieteni, din pământ și aruncați-o la gunoi sau distrugeți-o, pentru că este o plantă extrem de periculoasă și nu are ce căuta la noi în preajma noastră. Cum am spus, prieteni, și mai devreme, ambrozia nu are ce să caute la noi, este o buriană care crește foarte repede, se dezvoltă foarte repede și acum mai un pic, în sfârșitul august, septembrie, o să înflorească și atunci o să fie și mai periculoasă pentru noi. Atunci o să apară multe probleme de sănătate, de căile respiratorii, multe, multe alergii, mulți oameni care o să meargă iară la medici din cauza alergiilor. Și ambroza este un factor care chiar provoacă multe alergii și pentru noi și pentru animalele noastre. Este foarte periculoasă, așa că dacă vedem în zona unde locuim noi sau pe unde mai mergem, distrugeți-le, pentru că suntem pe partea la sigură, nu le lăsăm să se înmulțească și nu le lăsăm să ajungă aceste plante ca să ne afecteze nouă sănătatea noastră și a animalelor noastre. Și aveți grijă, pentru că chiar se dau amenzi pentru ambrozie. Nu uitați să-mi lăsați un comentariu, să spuneți dacă a știut de așa ceva și dacă aveți în zonă la voi, distrugeți-le. Nu uitați de comentariu, nu uitați să-mi lăsați un like dacă ați văzut videoclipul și v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați dacă nu v-ați abonat încă, pentru că o să urmeze multe lucruri frumoase și interesante în continuare. Dacă vreți ca să vadă și prietenii voștri, puteți să distribuiți pe mai multe pagini de socializare și unde vreți voi, ca să creștem frumos comunitatea împreună, prieteni, cum am făcut până acum, și să afle și prietenii voștri de cât de periculoasă este ambrozia, pentru că este o plantă foarte periculoasă și nu este de glumă cu ea. Este o boreană destul de periculoasă. Până data viitoare, prieteni, aveți grijă de voi, vă salut cu respect, numai bine, v-am pupat, ciao, ciao!